Tu când mi-ai zis să venim undeva la colțul de București, m-am blocat puțin, pentru că București la mine înseamnă în general oameni, fețe, indivizi și ăștia, cum spuneam, în general îi întâlnești prin Cârciun. Dar ca să nu fie că facem reclamă la vreun loc de ăsta, am zis să venim în pasajul Victoriei aici, care e unul din primele locuri unde am venit eu când am ajuns din Târgu Mureș. Eram, nu știu, vreo 5-6 amețiți din Târgu Mureș speriați și unul dintre noi locuia undeva aici, avea o garsonieră. Și el era foarte mândru că clădirea din față, care dă spre Palatul Telefoanelor, ar fi singurul bloc în stil gotic din București. Acum, nu știu. Și el avea o garsonieră acolo care era foarte mișto, bine, studenție, adică eram mai amărâți. Era principala caracteristică la garsoniera aia era că buda și bucătărie erau în aceeași încăpere. Adică tu practic stăteai pe toaletă și amestecai în ce-ți trimitea mama, știi? Și de fapt tot etajul ăla și toate casele care sunt pe aici sunt foarte ciudate. Adică în dreapta aici e garsoniera unui prieten de-a nostru, un actor, Gheorghe Lazar, Gigi, care la etaj are garsoniera și la un etaj mai jos are toaleta. Și toate apartamentele de pe aici erau, parcă amestecat cărțile, știi? Adică era garsoniera lui Vlad, lângă era dormitorul unei familii, mai încolo era bucătăria altei familii, vis-a-vis de camera de zi a celei de-a treia familii. Și era foarte, foarte ciudat. Și ăsta e unul dintre puține locuri unde cred că încă se mai simte, nu știu, aerul ăla de boemie care era în București, care l-au nenorocit ăștia în centru istoric acum. Aici, în spate, unde sunt mesele alea și colegul domnul de acolo, era o terasă a unui chioșc unde se vindea lapte bătut făcut de ei și tot fel de plăcinte de astea, merdenele, pateuri, nu știu ce, care niciodată în Ardeal n-au fost așa bune ca în București. Asta dau Bucureștiului, patiseria e mult peste noi. Și mai încolo era încă o terasă, deasupra era un club de striptease unde n-am intrat niciodată că nu ne permiteam, dar tare ne doream. Și jos era o terasă cu o baborniță de astea care sturna bere la halbă și totdeauna ne mai lăsa, fără, știi, dacă n-aveam un leu, totuși ne mai dădea. Și veneau niște personaje, deci stăteam la un moment dat, am stat la masă cu drogații de la fântână de aici, de la universitate, și cu directorul de la Odeon, nu mai știu cine era pe atent, directorul financiar. Și stăteam cu prieteni, cu Eugen, care vindea cărți și totdeauna noaptea noi ne pileam și cumpăram câte o carte pe care îl dădea la preț triplu decât o avea la tarabă, dar nu. Flyul, care voia să ne învețe spaniolă și... Mă rog, ne-au dat afară de la terasă, ne-am dus sus la micul Zonfir să mai bem ceva bere și ăla a fugit cu ceasurile noastre și cu banii pe primele două lecții de spaniolă, mi se pare. Nu mai prea țin minte. Și după aia, mă rog, asta se întâmpla prin 2001-2002, ceva de genul ăsta. Totul s-a desfințat, s-a transformat în ce e acum. În spatele tău era clubul la Controlul. Aici nu știu ce e, ceva cârciumul de asta infectă. Janice mai încolo și jos sub noi este o grămadă de cârcium, question mark, nu știu ce. Și totuși au reușit să-și păstreze un aer mult mai mișto decât în centrul istoric. Adică nu e chiar depravarea nasoală, depravarea aia mișto, știi? E o boemie foarte faină. Și acum a venit și clubul ăsta din spate, au venit din Cluj. Cred că e unul dintre puținele locuri unde mai poate să fie mișto. Mai de mult era mai nasol, erau personaje dubioase, ți-am zis, la un moment dat era seara, începea să-și facă rondă o curvă, știi? Foarte, foarte frumoasă. În spate era o baborniță de asta, o grăsană, care era peștele, peștaica. Și un amic se îndrăgostise, dar era superbă, n-avea cum să nu te îndrăgostești de ea, știi? Și a dus o floare. Cred că acolo, lângă unde e copertina aia verde, dincolo de firmă. Și a dus o floare, care era un gest foarte frumos la urma urmei. Și aia, în loc să se îndrăgostească, nu, buna prostitată, nu știu ce, rădea și îl făcea lăbar de atunci tot restul vieții lui, știi? Dar nu mai știu ce să-ți mai zic. Cam astea sunt poveștile pe aici, știi? Ăsta e un loc unde sunt foarte, foarte mult gândaci. Deci în blocurile astea, aici vezi că sunt clădirile astea părăsite și am înțeles de la băieții care au panicul că sunt ceva interese foarte mari. Știi, era un hotel aici în stânga, hotel Muntenia, parcă așa zicea, hotel de Ostea. Și odată am intrat noi acolo, că erau fanteziile la noi stând câte 5-6 în câte o garsonieră sau în apartamente, ne gândeam că dacă mai avem noroc și agățăm pe cineva în fire, să ducem la hotel, știi? Și ăsta părea singurul hotel pe care ne-l permiteam din banii de la mama. Și când am intrat, am rezistat, cred că 5 minute. Deci este chestia pe care n-am văzut-o niciun alt oraș, poate asta definește un oraș mare, gândaci. Știi? Dar ăia de 3 dimensiuni, de toate culorile, de... Nu știu, s-a curățat oricum zona, dar încă îmi place, încă e mișto să vii aici să stai.